Bună ziua, stimați reprezentanți ai presei, dragi cetățeni! Săptămâna aceasta urmează să fie examinate proiecte de legi foarte importante pentru cetățeni, pentru țara noastră. Vorbesc de politica bugetar-fiscală pentru anul 2021, legea bugetului de stat pentru anul viitor. Sunt în fața dumneavoastră pentru a prezenta poziția fracțiunii pe care o reprezint la aceste subiecte. Partidul Democrat consideră aceste legi foarte importante pentru cetățeni, totodată ține să accentueze atenția asupra unor imperfecțiuni care sunt în aceste proiecte de lege și care, credem noi, nu vor răspunde așteptărilor cetățenilor. Modul și graba cum au fost prezentate aceste documente în Parlament spre examinare, votarea în prima lectură în grabă, fără să fie dezbătute măcar de către majoritatea parlamentară PSRM Șor, trezește foarte multe semne de întrebare. Partidul Democrat îl consideră ca o sfidare la adresa cetățenilor, în special reieșind din faptul că acestea conțin, cum am menționat, elemente foarte suspecte pe care intenționăm să le clarificăm. Mă refer la politica bugetar-fiscală. Acest document, care trebuia să fie examinat pe parcursul anului, nu pe final de an, dar cu mult mai intens dezbătut și de către societate, aici se regăsesc unele prevederi care, în viziunea noastră, sunt inacceptabile. O să mă refer, în primul rând, la propunerea de majorare a taxei pe valoare adăugată în agricultură de la 8 la 12%. Această măsură va lovi foarte dur fermierii noștri, care și așa în acest an au fost afectați de secetă, au fost loviți dur în ceea ce privește producerea și volumul de produse realizat de ei. În afară de aceasta, această prevedere va lovi și în consumator, ori inevitabil va duce la creșterea de prețuri. O altă prevedere, plafonarea taxelor locale. Ne punem întrebarea, ori principiul autonomiei și descentralizării nu este valabil pentru actuala guvernare, ori noi credem că consilierii locali, aleșii locali, nu sunt în stare să-și gestioneze treburile în localitățile lor, probabil că greșim. Un alt subiect, poate mai puțin discutat, importul medicamentelor neautorizate. Îl considerăm o schemă periculoasă pentru țară, care va permite importul în țară a medicamentelor de calitate dubioasă și care va lovi în importatorii și producătorii legali și corecți. Oare nu este aceasta suplinirea stocului cu preparate dubioase pentru proiectul farmaciilor ambulante, care a fost propus de către Partidul Șor și votat împreună cu Partidul Socialiștilor? Un alt subiect, permiterea importului de mașini mai vechi de 10 ani. Stimați colegi, ce facem cu mediul ambient? Cum protejăm mediul ambient? Ori cunoaștem că la acest aspect țara noastră are restanțe foarte mari. Subiectul impozitării dobânzilor la bănci cu 3% pentru persoanele fizice. Și așa cetățenii noștri au fost loviți în acest an, au fost lovite veniturile familiilor. Oare aceasta este o soluție în această situație de criză? Subiectul anulării scutirii de impozit de peste 11.000 de lei pentru persoana întreținută, în situația când foarte mulți cetățeni ai noștri și-au pierdut locul de muncă. Cred că nu este timpul să se vină cu astfel de modificare. Se creează impresia că guvernul, neavând bani suficienți la buget, își propune nu să impulsioneze creșterea economică a țării, dar să-și facă bani din contul cetățenilor care și așa au avut de suferit în acest an. Cireașa de pe tort, schemele de milioane cu țigări.
Fracțiunea Partidului Democrat a mai vorbit la acest subiect și anterior. Bugetul țării riscă să fie prejudiciat cu o sumă enormă. Mai exact, ce se întâmplă? Sub pretextul armonizării cu legislația Uniunii Europene, statul introduce o sintagmă nouă, țigări cu foi sau cigarilos. Țigări care au accize mult mai mici față de țigările obișnuite. Până aici, parcă nimic deosebit, doar că unii băieți cu interese produc țigări exact ca cele obișnuite, le schimbă doar ambalajul pentru a cădea sub denumirea țigări cu foi și profită de accizele reduse. La ce duce aceasta? De fapt, duce la micșorarea veniturilor la buget și, respectiv, la creșterea veniturilor celor care gestionează domeniul. Estimativ pentru anul 2021, aceasta echivalează cu 160.000 milioane de lei, care ar fi suficient, spre exemplu, pentru acoperirea acelei indemnizații a câte 16.000 de lei pentru 10.000 de medici infectați cu COVID. Cerem guvernului să renunțe la aceste prevederi. Pentru Partidul Democrat, acestea reprezintă așa zisele linii roșii, peste care nu vom trece. În caz că nu vom fi auziți, Partidul Democrat își rezervează dreptul să nu susțină politica bugetar-fiscală pentru anul viitor. În continuare, mă voi referi succint la proiectul bugetului de stat pentru anul 2021. De fapt, o construcție bugetară trebuie să asigure creșterea economică, dezvoltarea și creșterea veniturilor pentru fiecare cetățean al țării. Ne așteptăm la o lege a bugetului care să răspundă în situația actuală la provocările impactului COVID. Constatăm cu regret însă că nu acestea sunt prioritățile guvernului. Argumentez. Am vorbit deja despre unele prevederi ale politicii bugetar-fiscale. Nu se regăsesc în acest proiect de lege instrumente de sprijin realiste pentru situația de pandemie, pentru dezvoltare economică și sprijin economic, pentru păstrarea locurilor de muncă, pentru ajutor pentru populația care a rămas fără locuri de muncă, pentru domeniul sănătății, care este foarte afectat în această situație, protejarea și ridicarea nivelului de trai al cetățenilor. Regăsim în acest proiect de lege aceleași fonduri tradiționale deja, fonduri pentru dezvoltare regională, fondul pentru eficiență energetică, fondul ecologic. Referitor la gestionarea acestor fonduri, eu cred că este un subiect aparte. Pentru ce ne trebuiesc la fiecare fond consilii de administrare separate? Mai cunoaștem noi și procedurile, cum se alocă banii pentru anumite proiecte. De aceea a fost propus ca aceste fonduri să fie unite într-un singur fond pentru dezvoltarea teritoriului și care să fie gestionat eficient. Vreau aparte să mă opresc la un alt fond existent în proiectul bugetului, Fondul pentru susținerea socială a populației. Guvernul propune pentru anul 2021 micșorarea acestui fond cu 11 milioane de lei. Ca să fie clar ce se întâmplă, va fi redus serviciul asistență personală pentru persoanele cu dizabilități severe țintuite la pat. Respectiv, sute de astfel de cetățeni vor rămâne fără îngrijitori personali, iar acești asistenți personali vor fi disponibilizați. Oare aceasta este atitudinea guvernului față de persoanele vulnerabile? Poate ar fi logic, în condițiile actuale, de a examina oportunitatea instituirii unui fond destinat diminuării impactului problemei pandemiei pentru economia națională, cu eventualitatea suplinirii acestui fond cu resurse financiare externe. O realitatea ne-a demonstrat
că măsurile întreprinse pe parcursul anului 2020 nu sunt suficiente pentru a relansa economia. De ce în situația actuală de criză, când țara este dur lovită de pandemie, de calamități naturale severe, guvernul propune diminuarea fondului de intervenție? În 2020 au fost 220 milioane de lei, pentru 2021 se propune 170 milioane de lei. Ori în 2021 nu vom mai avea pandemie, nu vom avea calamități naturale, să dea Dumnezeu. De ce și inițiativele sociale lansate anterior, ca spre exemplu prima casă, este pentru anul 2021 propus să fie finanțat sub nivelul anului 2020? În 2020 au fost preconizate 90 milioane de lei, în 2021 se propune 70 milioane de lei. Sau nu ne mai dorim ca cetățenii de peste hotare să se întoarcă acasă, tinerii să rămână să muncească în țară? Constatăm că programele de stat propuse pentru susținerea antreprenorilor sunt doar o simplă mimare a suportului din partea statului, cu un buget limitat și cu obiective ce nu corespund așteptărilor mediului de afaceri. O problemă care este subiect de amendament care a fost înaintat de către fracțiunea Partidului Democrat este finanțarea instituțiilor școlare mici, cu un număr de elevi sub 200. Ori astfel de instituții în țară avem peste 700 și formula de calcul actuală, de fapt, pune aceste instituții în situația să meargă spre autolichidare. Ori este un deficit bugetar sistemic care nu permite dezvoltarea acestor instituții, nu permite ca să fie atrași tineri specialiști în aceste instituții sau pune autoritățile publice raionale, care sunt fondatorii acestor instituții, să sustragă fonduri din alte domenii și să fie îndreptate pentru a suplini deficitul de buget. Am propus ca bugetul acestor instituții să fie suplinit în 2021 cu câte 200.000 de lei per instituție. Partidul Democrat a propus și o serie de alte amendamente, la unele din ele am făcut astăzi referire, altele vizând sprijinirea domeniului culturii, drastic afectat de criza sanitară, a sportului, sprijinirea autorităților publice locale în dezvoltarea proiectelor majore de infrastructură. Ori a stimula autoritățile publice locale să atragă fonduri extrabugetare, cred că trebuie să fie o prioritate a guvernului. Și cel mai important, sprijinirea autorităților publice locale nu pe criterii politice, dar pe criterii de meritocrație în atragerea fondurilor. Pe final, guvernul nu și-a îndeplinit misiunea promovând aceste legi. Nu au fost reconsiderate cheltuielile tradiționale ale instituțiilor publice, cu prioritizarea lor, cu redirecționarea acestora către soluționarea problemelor strigente ale domeniilor prioritare, sănătate, educație, sprijinirea mediului de afaceri a populației. Fracțiunea Partidului Democrat conștientizează importanța adoptării pachetului de legi bugetar-fiscale, insistând că ele să fie doar în beneficiul cetățenilor și a țării. Sperăm la o comunicare eficientă cu reprezentanții guvernului asupra amendamentelor propuse în scopul îmbunătățirii acestor proiecte. Rezultatul acestor discuții va servi ca temei pentru formularea poziției referitor la votul exprimat de deputații Partidului Democrat în Parlament. Mulțumesc!